sunt pustii, dar spune-mi că nu ai uitat. Iubirea ce nu te-a trădat, dar tot ce-am trăit sunt cazuri și necazuri în dragoste. Bun găsit, dragi prieteni, la o întâlnire, la o primă întâlnire cu o nouă emisiune pe care o dorim și vă dorim cât mai interesantă. Astăzi, așadar, a fost marți, au fost trei ceasuri rele, astăzi dimineața a plouat torențial în București și cred că cea mai mare nenorocire care vi se poate întâmpla este să urmăriți o emisiune care să nu vă placă. Sperăm să nu vă vină tocmai de la noi această nenorocire. Pentru cei care nu recepționează programul 2, noi suntem oarecum necunoscuți. Suntem echipa care realizează emisiunea cel de la ora 5 și datorită faptului că venind vara, direcția de programe a televiziunii române a trecut la programul de vară, la schema de vară, noi suntem o primă emisiune a acestei noi scheme de vară a televiziunii române. Emisiunea se intitulează Cazuri și necazuri în dragoste și sperăm să ne fiți aproape pentru că această emisiune vi se adresează deopotrivă tuturor. Și dumneavoastră, stimată domnișoară, care abia aștept să vină ora 19 și să o tulești către întâlnirea cu ființa iubită, și dumneavoastră, domnule Bărbos, care ne privește acum cu atenție, ia uite-te cu atenție la soția ta care stă lângă tine. Nu simți că parcă s-a schimbat ceva între voi? Parcă nu mai este ca la început. Cine să fie de vină? Nu v-ați străduit să găsiți vinovatul. Vina este undeva pe la mijloc și dumneata, stimată doamnă, și tu trebuie să urmărești emisiunea noastră pentru că n-ai observat că în ultimul timp soțul tău întârzie mai mult la servici. Nu că s-ar plimba cu cine știe cine, dar parcă nu mai simte aceeași dorință să se întoarcă mai repede acasă și să o porniți împreună la plimbare. Sunt foarte multe cazuri și foarte multe necazuri în viața noastră de zi cu zi și sperăm să le găsim rezolvarea în această emisiune. Să nu credeți că vom fi foarte serioși, nici nu încercăm, pentru că suntem secția divertisment pentru tineret a televiziunilor române, deci trebuie să fim veseli, pentru că pentru acest lucru ne primim leafa lună de lună și de aceea vom încerca să facem și haz în emisiunea noastră, eventual haz de necaz, pentru că de multe ori necazurile pot fi trecute cu vederea dacă se glumește pe seama lor. Într-un cuvânt, vrem ca emisiunea noastră să vă fie un bun prieten în fiecare marți de la ora 6 la 7. Trebuie să vă spun că echipa noastră este o echipă foarte, foarte tânără, atât redactorii cât și colaboratorii au o medie de vârstă care se învârtește în jurul valorii de 25 de ani și probabil va fi o garanție a unui spirit tânăr pe care îl dorim în emisiunea noastră. Pe lângă echipa tânără avem și o seamă de profesioniști de marca ai televiziunii române care ne sunt aproape și ne vor fi în fiecare săptămână. Regizoarele Lumița Dumitrescu, Antoaneta Oprea, Marijan Gherghinescu, regizorul de platou Ion Binu, operatorul șef Adrian Morariu și mulți, mulți, mulți alții, vă rog să vă uitați cu atenție pe genericul de final pentru că veți vedea cu cine am trudit pentru realizarea acestei emisiuni. Vă rog să notați de aici, din spatele meu, numărul de telefon care vă stă la dispoziție în această ediție pe care o transmitem de la Clubul Bingo și Gabi, Bulevardul Armata Poporului 11. Deci 781-4100, chiar acum puteți suna și veți intra în legătură directă cu noi, spunând ceea ce ați dori dumneavoastră să găsiți în fiecare marți la ora 6 când dați drumul la televizor. Despre regulamentul concursului și emisiunii noastre, vă voi spune doar atât. Emisiunea este una tinerească, ținuta prezentatorilor și, pe cât posibil, a invitaților, este ținuta de vară, ținuta sport, blugi, tricou și eventual, dacă se dorește, și o fustă de blugi acolo unde pantalonii nu stau bine. Intrarea la emisiunea noastră este liberă, se face în baza unor invitații de spectatori permanenți, sper să se vadă această invitație. Sigla emisiunii este cuprinsă în ea și este realizată de graficianul Nicolae Sârbu. Foarte multe concursuri pe care le vom organiza în cadrul emisiunii și vrem să vă avem participanți la aceste concursuri. Bună oară, mă și grăbesc să-l lansez pe primul, întrucât regizoarea Luminița Dumitrescu are acasă și acum o am eu aici, o invitație de nuntă foarte, foarte veche, din 1882, este invitația la nunta străbunicilor Luminiței Dumitrescu, deci ați văzut mai mult de 100 de ani în urmă. Vă rog frumos, cei care aveți invitații la nuntă similare,
sau care aveți invitații la nuntă cu un conținut inedit, într-o manieră grafică deosebită, să le faceți o copie Xerox și să le trimiteți pe adresa redacției și vom organiza un concurs pe această temă. Maxima ediției noastre de astăzi este următoarea. Dragostea este ca și ciupercile. Nu știi dacă e bună sau rea decât când e prea târziu. În emisiunea noastră foarte multă muzică. Am ales și un disc jockey care o să vă facă plăcere pentru că este un cunoscut solist de muzică ușoară, este și actor, de aceea n-avem niciun dubiu că se va descurca foarte bine în maniera de disc jockey și am să-l invit lângă mine pe Cătălin Crișan. Cătălin? Cătălin Crișan, disc jockey-ul nostru, eu îmi iau hârtiile, te las la acest pupitru. Succes, Cătălin! Care este persoana pe care o iubești cel mai mult în viață? Un nume? Mama. Mama. Ați auzit, apropo de cazuri și necazuri în dragoste, dragostea lui Cătălin se îndreaptă către mamă, iar eu, Cătălin, am uitat să anunț sponsorul ediției noastre de astăzi și am să rog regia să proiecteze. Sigla sponsorului nostru este Societatea Comercială Flanco. Este distribuitorul acelor minunate televizoare Nei pe care le-ați recunoscut în reclamele de televiziune. Deci astăzi Flanco va acorda premii și cadouri în cadrul emisiunii noastre. Cătălin, ai microfonul, cuvântul și tot ce-ți dorești. Bun găsit, vă spun și eu, stimați telespectatori. Am să încerc să vorbesc cât mai puțin pentru a afla ce cazuri sau ce necazuri în viață au avut cei doi invitați ai mei de astăzi. Este vorba de Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorgheu. O să vă despart puțin. M-am gândit la multe întrebări, dar majoritatea ar putea fi indiscrete și nu vreau să vi le spun. Vreau să vă întreb însă un lucru. Poți să răspunzi tu, Gigi, poți să răspunzi tu, Anca, sau puteți răspunde amândoi odată. Important e să ne înțelegem. S-au scris foarte multe lucruri despre voi, au apărut foarte multe articole unde se spunea și se vorbea de prietenia voastră. Ceea ce mă interesează pe mine și sper că și pe telespectatori este faptul dacă această prietenie s-a transformat în acel sentiment adevărat și pur, acel sentiment care leagă doi oameni, este vorba, bineînțeles, vă dați seama, de dragoste. Și dacă el există, s-a concretizat sau se va concretiza acest sentiment într-un, hai să-i spunem, într-un act legal. Cine vorbește? Cine îmi răspunde? Da, eu am să vorbesc. Sentimentul de prietenie, dacă pot să-i spun, s-a concretizat într-o dragoste. Sper să nu fie asemenea maximei acestei emisiuni cu ciupercile de care spunea Marina mai devreme și să ne dăm seama când este prea târziu că ea a existat. Dar deocamdată nu ne-am gândit la un act, da? Așa cum au scris ziarele, deci a fost o informație greșită. Mă bucur că vă iubiți. Merită aplaudați. Deci, oricum, ziarele au avut în parte dreptate, cei doi se iubesc. Și pentru că este vorba de iubire și toată această emisiune se referă la dragoste, sper că dragostea ta pentru Gigi nu va diminua dragostea pentru muzica ușoară, ci dimpotrivă. Te-aș ruga să prezinți telespectatorilor ce ne vei cânta în următoarea moment. Am să cânt un cântec care se potrivește cu această emisiune, cred eu, un cântec compus de Gheorghe Gheorghiu, La mulți ani, iubitul meu se numește acest cântec. Wow, te ascultăm! Sufletului
ce nori. Hai să dansăm în seara asta mare. Va fi o noapte de vis și de mister. Eu voi sta cu tine și fericită îți voi cânta. Astăzi este ziua ta. Și gândul meu te vor urmări mereu. Azi îți spun cu același glas doar la mulți ani, la mulți ani iubitul meu. Hai să dansăm în seara asta mare. Va fi o noapte de vis și de mister. Eu voi sta cu tine și fericită îți voi cânta. Astăzi este ziua ta. Astăzi, în Pas Alergător, vă vom povesti despre formulele de alint. Cu alte cuvinte, despre acei termeni drăgălași care înlocuiesc cu succes în viața noastră de zi cu zi, mai puțin romanticele nume de Gheorghe, Vasile, Eufrosina, Lucreția sau Benedict. Cum vă alintați dumneavoastră, soția sau prietena? Pui mic. Ea mă striga Coco și eu strigam tot Coco. Păi eu chemam Mariana și ziceam Matel. Ia zicea țiganule, deși mă cheamă Gheorghe. Adișor, adiță, pisoiaș, guriță. Cum îmi vine la gura, așa îi spun. Cum îți alinți tu prietenul și cum te alintă el pe tine? Depinde, acum în ce stare suntem. Chiliosul Manole. Eu alin mai altfel. Pletoasa, așa, și câteodată dacă e obraznică o trag de urechi. Țupișor, da. Așa-l dezmeardă, țupișor. Probabil mai dragă. Numai dragă? Doar atât. Ne puteți da un exemplu? Mai dragă, ce mai faci tu acolo? Cum îi spun, țuțu îi spun. Țuțule e ora sculării, dar de fapt el mă scoală mai des pe mine, mă trezește din somn. Nu-l alintam în niciun fel, el m-a alintat pe mine. Și cum vă spunea? Nu vă spun, asta e secretul nostru. Cum v-a
anumitați dumneavoastră soția sau prietena? Gogu. Cum îi spuneți? Gogu. Și dâns? Și ea tot Gogu. Ne puteți da un exemplu când îi spuneți Gogu? Concret din viața dumneavoastră. Gogule, mi-e o foame de nu te văd. Așadar, mielușeilor, gicuților, iepurașilor, țucurașilor, etc., dacă mai sunteți în fața micilor ecrane, vreau să vă anunț, dacă ați dat drumul mai târziu la televizoare, că urmăriți noua emisiune a televiziunii române, a secției Divertisment pentru tineret, Cazuri și necazuri în dragoste. Decorul pe care îl vedeți este semnat de scenograful Alexandru Ionescu. Ați aflat despre emisiunea noastră și din avanpremierele colegilor noștri de la Direcția Programe, precum și din ziare, și chiar îi mulțumim evenimentului zilei pe această cale pentru frumoasa reclamă pe care ne-au făcut-o, sperăm să o merităm. Vorbeam de foarte multe concursuri, iată un alt concurs pe care îl lansez, deocamdată toate sunt în perspectivă, nu-i așa, pentru că suntem la prima ediție, un concurs de mascote. Așadar, suntem în căutarea unei mascote a emisiunii Cazuri și necazuri în dragoste. Concursul se adresează creatorilor individual sau firmelor, societăților comerciale care produc așa ceva, păpușele, figurine, ceva care să reprezinte tonul, spiritul și, firește, conținutul emisiunii noastre Cazuri și necazuri în dragoste. Un alt concurs se adresează celor care dețin acasă casete video cu înregistrarea propriei lor căsătorii. Așadar, dacă aveți așa ceva pe acasă și în caseta respectivă aveți un pasaj care merită să fie arătat națiunii, pentru că este foarte nostim, pentru că este inedit, pentru că s-a întâmplat cine știe ce mare lucru nemaipomenit la căsătoria dumneavoastră, vă rugăm, faceți-i o copie casetei și trimiteți-ne-o, pentru că o veți vedea pe micul ecran și ne vom bucura împreună. Dar pentru că este momentul să trecem la o următoare rubrică, am să vă spun că, chiar dacă nu v-ați dat seama, toată lumea, și familia mea, și familia dumneavoastră, familiile tuturor celor prezenți la Bingo și Gabi, sunt într-o permanentă competiție. În permanență ne interesează ce a făcut familia lui Ionescu, că și-a luat deja televizor color, sau Ioneștii care au mers în excursie în Grecia, sau Popeștii care au reușit să se mute de la 2 la 3 camere, etc., etc. Iată, găzduim și noi în emisiunea noastră un concurs între familii. Concursul se numește 2x2 și rog genericul să pătrundă pe micile dumneavoastră ecrane. Bună seara, vă spun Nicu Cosma și Ileana Voca, prezentatorii concursului 2x2. Pentru cei care nu au aflat încă sau nu și-au dat seama, concursul 2x2 este dedicat tuturor familiilor care îndeplinesc o unică condiție, minimum 24 de ore de căsnicie. Deci concursul își propune să pună față în față de fiecare dată câte două familii care vor răspunde unei tematici foarte generoase și simple. Cea a culturii generale de familie. Acestea fiind zise, înainte de a trece la prima probă, să cunoaștem concurenții de astăzi. Ileana, te rog frumos. Prima familie, și de altfel am celor două familii, vreau să le spun, bine au venit la noi. Prima familie a concursului nostru este o familie inedită, o familie de actori. Marilena este atrasă de cascadorie, motoscutere și karate, deținând chiar centura albastră. Recunoaște că vorbește mult și repede, dar așa cum spune Emil, este o femeie descurcăreață. Își împarte în mod echitabil timpul între filmări și familie. Emil este pasionat de yoga, pe care a și practicat-o sub îndrumarea Olgăi Tudorache. Este specialistul casei în probleme culinare, chiar și Florian, fiul lor de 7 ani, recunoscând că tata gătește mai bine ca mama. Îi place literatura SF și ascultă orice fel de muzică bună, de la Maria Tănase la Luciano Pavarotti. Chiar dacă s-a apucat de afaceri cu ciuperci, își dorește nespus de mult împlinirea pe plan profesional. Și familia Duțescu în următoarea componență. Luminița Daniela, profesoară de chimie, Marian Daniel, inginer la poliția metroului bucureștean, și Diana Gabriela, absentă acum, copil, în vârstă de 1 an și 1 lună. Profesoară severă la catedră, Luminița este acasă preocupată de curățenie și de hrănirea celor 3 guri din casă. Îi plac petrecerile intime cu maximum 3 familii și citește cu plăcere romane de dragoste. Iubește drumețiile, evadând lunar la munte sau la mare alături de familia sa. Marian este pasionat de montaje electronice și de motoare, dezmembrând săptămânal până la ultimul șurub pe cel al Daciei sale. Este responsabil cu aprovizionarea casei și este întotdeauna gata să țină loc de mamă.
Îi plac romanele de aventuri și, bineînțeles, cele polițiste, dar și literatura SF. Deci, acestea sunt cele două familii concurente, să le urăm succes, vă rog aplauze și să trecem la cele 5 întrebări care constituie proba teoretică. Ileana. Prima întrebare. Ce culoare trebuie să aibă covorul într-o încăpere cu pereții înalți? Covorul trebuie să asorteze cu culoarea pereților. Greșit. Aveți un răspuns? Covorul trebuie să aibă o culoare închisă pentru a micșora senzația de înălțime. Aveți perfectă dreptate. Deci un punct pentru familia Șerban. A doua întrebare. Scutecele unui sugar se schimbă din 3 în 3 ore, din 6 în 6 ore sau ori de câte ori este nevoie? Ori de câte ori este nevoie. Al doilea punct câștigat de familia Șerban. A treia întrebare. Când din inventarul unei bucătării lipsește cântarul sau vasul gradat, este necesar să se recurgă la unele măsuri orientative. Cât cântărește un pahar de apă plin cu făină? În general, un pahar de apă umplut cu o cantitate de făină, între 200 și 250 de grame, de aproximativ cu un pahar de apă. Dumneavoastră? 250 de grame. Greșit, 125 de grame era răspunsul corect. Deci niciun punct pentru vreuna din familie. Întrebarea numărul 4. Cu cât timp înainte de culcare se recomandă servirea cinei? După cum obișnuim noi, nu știm în cât timp obișnuiesc ceilalți. Cred că 2 ore sunt perfect înainte de culcare. Răspuns corect, al treilea punct pentru familia Șerban. Și ultima întrebare. Sunteți atenți. Ce trebuie să facă în primul rând o gospodină pentru a scăpa de gândaci? Este vorba de gospodină. Mie perfectă. Da, și să aibă mâncare acoperită. Sau deloc, să nu aibă mâncare în casă. Deloc. Da, mulțumim. Se pare că la această primă probă au câștigat cu o diferență zdrobitoară de 4-0 familia Șerban. Aceasta... Ileana, te rog, marchează pe tabela noastră de scor. Aceasta este inimioara. Și în continuare îi voi da legătura lui Cătălin Crișan. Cătălin, te rog. Nu cu mult timp în urmă, stimați telespectatori, Sala Palatului a găzduit nu numai un concurs de Miss, ci și pe o vedetă a muzicii pop. Este vorba de Samantha Fox. A acordat multe interviuri atât timp cât a stat în țară, dar mai important este că echipa de filmare a televiziunii, datorită faptului că a fost perseverentă, de ce să nu recunoaștem, a avut o diplomație ieșită din comun, a reușit să o facă pe Samantha Fox să ne spună câteva lucruri intime cu caz sau necaz din viața ei, ceea ce vreau să vă spun că foarte multe televiziuni nu au reușit să facă. Deci, Samantha Fox. Cu puțin timp în urmă, Bucureștiul a fost vizitat de cântăreața britanică Samantha Fox. Născută pe 15 aprilie 1966 în cartierul Mile End din Londra, izbutește la doar 16 ani, în ciuda staturii sale, 1,52 m, să devină fotomodel și mai apoi un star al muzicii pop. Cu sprijinul celui care a invitat-o, domnul Dorian Ciubuc, am obținut, în exclusivitate pentru telespectatorii emisiunii Cazuri și necazuri în dragoste, un interviu despre viața sentimentală a celei care este un sex symbol pentru mii de fani. When and who was your first love? And when and where it happened and how it was then? Does this mean when I lost my virginity? Maybe, if you consider your first love was also the man who... Stole my heart? Yes. it was probably when I was about 15 years of age. And I used to get off this bus in London, and get off the bus, and as I got off the bus, there used to be a greengrocer shop, you know, selling fruit and vegetables. Yes. And this boy used to work in there, and he was gorgeous. And I used to pass by, I used to get off the bus and pass by the greengrocers, and he always used to have a cup of tea, you know. It was about 4 o'clock when I finished school. And one day I went past him and I said, give us a drop. And he went, yeah, all right then. So I sipped his tea. And that was my first love.
His name was Stephen. I never made love to him, but he was my first proper kiss. You know those kisses which they do in France. And how it ended? Pardon? How it ended with Steve? It ended with a kiss in Romania. No, really. It ended with probably when I first became famous at the age of 16. When I became famous in England, my boyfriend obviously was just a greengrocer, and all of a sudden Samantha Fox was all over the newspapers, all over the TV, and he was very sad because he couldn't handle it, you know? Yes, I understand. And I know it was very sad, but we grew apart, although I still love him dearly. I do. I love you, Stephen. You said you have a boyfriend now. Why? I don't want one. It's too much hard work at the moment, to be honest. I'm now like recording my 7th album and probably going on tour, a world tour, which probably takes 6 months. For me to get into a relationship, you know, a proper relationship would be very hard on me and very hard on him. I mean, I feel sorry for any guy who goes out with Sam Fox. It must be very hard, like every night, all these guys screaming after me and my poor boyfriend sitting in England going, ooh. So at the moment, I've had many relationships and I've come probably twice close to getting engaged and getting married, but I think... Why didn't you marry with one of those two guys? Because they snored. Okay. The next question is which is your opinion about men generally? Well, I think they're very useful. What for? Cooking, cleaning. Just for that. Making love. No, not really. Okay. No, I like men. For me to be in love with a man, they have to be very strong. Because I'm very strong, so they have to be very strong and have a good, be very intelligent, because I think you go through life and to meet a man who's who knows more than you is great to learn from, and I don't think it's a sexual thing really. I think the sexual thing comes after that. You get on really well as two people. Your personalities, they make me, I love to you know, be made to laugh. I love a man with a great sense of humour, who's intelligent, and who cleans his teeth regularly and changes his underpants and don't cut his toenails in front of me. Isn't she lovely, cum ar spune unii. Samantha Fox pentru dumneavoastră partea a doua săptămâna viitoare, când vom transmite în direct de la Poiana Brașov, așadar brașovenii să fie pe recepție pentru că vor forma publicul nostru de săptămâna viitoare. Dragi prieteni, legătura dintre acest număr de telefon și dumneavoastră s-a concretizat deja în câteva mesaje primite. Trică Adriana din București. Ani mulți, noi emisiuni. Vă mult mulțumim! Ila Teodor din Arad mă sfătuiește să mă îmbrac mai sexy. O să încerc data viitoare să mai retez 2-3 cm din blugi. Un anonim rușinos ne trimite următorul mesaj. Am dat un telefon la Dumnezeu, dânsul nu eu. Am comandat o ploaie pentru ca toți tinerii să intre în case și să se uite la televizor. Vă mulțumim, este bună ploaia și pentru agricultură, deci ați împușcat doi iepuri. Și tot același anonim ne roagă să transmitem o poezie de dragoste pentru iubita sa. O facem și pe asta. De dragul tău aș scormoni toți munții de pe lume și aurul ce l-aș găsi pe frunte ți l-aș pune.
vreți să o îngropați de tot pe iubita dumneavoastră, dar mă rog, asta ați comandat, asta citim. Silvia Bărbulescu din București observă că acum este nevoită să fugă de 2 ori pe săptămână de la servici acasă pentru a nu pierde emisiunile noastre. Dragă Silvia, îți mulțumim, atenție când treci strada. Stelian Neagoe din Iași ne întreabă de unde poate să-și procure o butelie. Nici aici nu scăpăm. În fine, dragi prieteni, vreau să vă prezint un alt foarte drag invitat al ediției noastre de astăzi și am să-l rog să vină lângă mine pe cunoscutul, binecunoscutul, mult prea cunoscutul caricaturist, Mihai Stănescu. Nu întâmplător, pentru că o bună parte din munca sa, din opera sa, este dedicată acestui frumos sentiment care este iubirea. Bun găsit, da. Mihai, la emisiunea Cazuri și Necazuri în Dragoste. Noi vorbim în playback acum? Nu, vorbim în direct. Dar nu sta în spatele meu, că nu te mai vede vecinul tău de bloc. Da, totdeauna am stat în spatele cuiva. Vroiam să-ți propun și eu o casetă video, pentru că ai făcut apel la telespectatorii care au casete video cu căsătoriile. Eu am o casetă video cu divorțul, dacă se trebuie. Dacă e comică, o așteptăm. Da, e destul de trist. Da, divorțurile în general pot fi chiar foarte comice câteodată, dar în esență nu reprezintă un eveniment pe care să vi-l dorim dumneavoastră, mai ales acum în debutul emisiunii noastre. Spune-mi, Mihai, dacă presupunem, te-ai auto-caricaturiza, care ar fi personajul feminin pe care ți l-ai dori alături în această caricatură? Deci Mihai Stănescu plus cine făcând ce? Sau spunând ce? Făcând ce, nu pot să spun. Mi-ar place să fiu lângă primul ministru, adică prima femeie ministru din Guvernul României. Și poți să-ți pui și un nume de femeie, intrând și puțin în politică, deci o femeie care ți-ar place să ocupe această funcție politică? Da, Maria. Maria? Da. Și mai cum? Atât. Maria și atât. Bun, Mihai, știu că ai venit cu o surpriză, nu atât pentru noi, pentru că noi deja știm despre ce e vorba, ne-am bucurat înainte de emisiune, pentru telespectatorii noștri. Am venit cu o surpriză pentru tine, în primul rând. Asta nu mai știam. Am auzit că, cu toate că ești pe toate posturile de televiziune, pe toate canalele, pe satelit nu sunt. N-ai ajuns încă șefă, așa că ți-am adus un mic cadou de la un magazin din Piața Palatului. Este o cană pentru subalterni. Vai, îți mulțumesc. Ce scrie pe ea? Cană pentru subalterni. Bun, dacă îmi permiți, o să servesc în ea ceaiul de la ora 5. Da. Bun. Bine, mulțumesc, dar nu era vorba despre surpriza mea, ci surpriza telespectatorilor. Am adus niște ceasuri, este ultimul meu hobby. Acesta este un ceas pentru tineri căsătoriți, un ceas pe care scrie să fie într-un ceas bun. Bineînțeles că rămâne în urmă. Rămâne în urmă, aha, bun, deci acesta este primul. Acesta este un ceas pentru care se folosește după vreo 2-3 ani de la căsătorie. Scrie bărbatul însurat, se știe, ca pasăre în colivie. Așa e? Da. Câți ani ai rezistat în colivie? Eu, în general, rezist 6 ani. Am fost de 2 ori însurat, am rezistat 6 ani, deci 6 și cu 6, 12. Aici este un ceas pe care scrie în franceză, mi l-a trimis Chirac. Scrie l'amour fait passer le temps et le temps fait passer l'amour. Poți să traduci pentru romii din Bulintinul din Vale? Da, chiar te rog să faci traducerea. Amorul face să treacă timpul și timpul face să treacă amorul. Ceea ce nu e prea adevărat, dar mă rog. Oricum, telespectatorii au ocazia să și potrivească ceasurile, da, privind către micul ecran. Acesta este un ceas tot de perete. Eu tot ce fac, fac de perete, să știți. Și mâncarea? Și mâncarea, exact. Acesta scrie pe el, iubește-ți aproapele. Și un binoclu care te poate ajuta să-ți iubești aproapele. Și ultimul ceas. Nu, sperăm așa, să nu transmitem dacă în direct aveți, ultimul nostru ceas, da? Dacă puteți lua în prim plan, este Venus din Milo, care zice, dacă mă iubești, cere mâna.
Acesta a fost caricaturistul Mihai Stănescu, a fost, este și va fi în continuare prietenul nostru. Ne-a promis chiar o variantă inedită de tricouri purtând sigla emisiunii. Deocamdată suntem cu aceste tricouri pe care ni le-a făcut nimeni altul decât președintele Clubului Bărboșilor din Pitești, domnul John, și mulțumim. Acesta este un tricou, este o reclamă mascată de fapt, este vorba de Calvin Klein. Dacă e mascată, te rog, vâră tricoul în pantaloni și du-te pe programul 2. Mulțumim, Mihai Stănescu, pentru această surpriză. Dragi prieteni, o ultimă întrebare pe care eu voi pune caricaturistului. Dacă ar fi să-ți refaci viața, te-ai adresa unei agenții matrimoniale? Da, și aș cere telefonul tău. Ți-l voi da pe al redacției, pentru că noi avem o rubrică, ea se intitulează Matrimoniale, va debuta chiar acum. Fii atent, dacă ești interesat, poți deveni clientul nostru. Regia, genericul, vă rog. Bună ziua, dragi telespectatori! Invitata de astăzi a rubricii matrimoniale este doamna Cristina Atanasiu, ziaristă. Bun venit, doamna Cristina Atanasiu! Bine te-am găsit, Nicoleta! Și te rog să-mi spui simplu, Cristina. Într-adevăr, există mulți oameni singuri și ei își recunosc situația și caută să-și o rezolve. Dar există și prejudecăți în acest sens, ne poți spune? Bineînțeles, o mare parte din oameni, chiar dacă sunt singuri, mai cu seamă cei de vârstă medie, nu vor să recunoască că nu au o familie și se rușinează de situația lor. Ai vreo sugestie pentru acești oameni? Da, mă gândesc să spar chiar eu gheața și mi-a venit în minte să dau un anunț matrimonial. Iată care ar fi textul lui. Aș dori să cunosc un bărbat fără obligații, care să fie pasionat de literatură, calm și vesel și nu în ultimul rând nefumător. Dar despre tine ce ne poți spune? Aș putea să spun multe, dar mă rezum la faptul că îmi iubesc mult meseria. Sunt energică, directă și poate prea sensibilă. În același timp, trebuie să spun că la un bărbat mi-ar displace să fie leneș, mincinos sau egoist. Dragi bărbați, dacă v-a plăcut invitata noastră a rubricii matrimoniale, scrieți-ne chiar de acum pe adresa emisiunii Cazuri și necazuri în dragoste cu mențiunea matrimoniale. Cătălin, ai legătura. Mulțumesc foarte mult. Legătura a fost făcută. Vreau să-l invit pe Gheorghe Gheorghiu lângă mine. Vino repede, Gigi. Mi-ai spus că n-ai să poți cânta acum pentru că ai pregătit o surpriză. Vreau repede să-mi răspund la o întrebare. Ce prețuiește mai mult la un om? Calitățile. Care? Enumărele, repede. Cinstea, corectitudinea, știu eu. Trebuie să știi. Dar de defecte nu mă întreb? Enumere defectele care îți plac la oameni. De exemplu, pot fi și pot fi defecte și, știu eu, în ideea că poți fi prea bun, este un defect, nu? Da, ai dreptate. Poți fi prea generos, prea devreme acasă. Mulțumim frumos, aplauze, vă rog. Pentru că timpul ne presează, Gheorghe Gheorghiu vă prezintă la sfârșitul emisiunii o melodie pe care cu siguranță, stimați telespectatori, dumneavoastră o așteptați. Hai să fugim repede! Iată, revenim cu concursul 2x2, proba a doua, care este cea de îndemânare practică și care va fi realizată în continuare cu sprijinul la doi colaboratori în vârstă de o lună și jumătate, pe numele lor Maria și Daniel. Această probă constă în înfășarea contra cronometru a celor doi colaboratori pe care vi-am enunțat mai devreme, de către soți, soțiile având voie doar să le dea indicații tehnice. Deci, în așteptarea celor doi colaboratori, care în aceste momente, uitați, intră
în brațele celor două asistente care au grijă de ei. Probabil că ei nu ne au. O să-i rog, da, să fie pregătiți. Avem aici un băiețel și o fetiță, să știți. Maria este cea în roșu și Daniel în albastru. Deci, din momentul în care voi da drumul la cronometru, veți avea un minut. Vă rog să îi puneți pe cei doi copilași pe masă. Vă rog, aici, aici, aici pe Daniel, doamnă. Mai bine mamele să-i țină. Da, să-i bine, țină, să facem această derogare. Deci mamele să-i țină pe cei doi copilași. Și din acest moment aveți un minut. Puteți să-mi spuneți la ce vârstă ați înfășat-o prima dată pe Diana? La 2 zile după naștere. Daniel este mai greu de înfășat decât Diana? Deci un băiat este mai greu de înfășat decât o fată? Nu, copilul e același. Cât de greu a fost să învățați să-l înfășați pe Florian? Nu a fost prea greu. Experiența, prima dată. Experiență, cât de cât, da. În timp. Mai aveți 30 de secunde. Se pare că de data aceasta familia Duțescu recuperează din handicap și iată-i terminând în acest moment. Deci chiar din prima ediție avem de-a face cu un balotaj pentru a desemna câștigătorul ediției de astăzi a concursului 2x2. Vom pune o întrebare suplimentară pentru a-i detașa. Da, să cerem totuși o părere de specialitate. Doamnă, vă rog să-mi spuneți cum vă numiți și ce părere aveți de tehnica înfășată. Mă numesc Ciobanu Viorica și părerea care o am eu despre familiile care au înfășat copiii cu care am venit noi împreună, familia Duță Șerban. Deci, cine a înfășat mai bine copilul? Mai bine a înfășat copilul familia Duță. Duță, Duțescu. Deci, familia în roșu sau în albastru? Familia în albastru. În albastru. Deci, se pare că este o mică neînțelegere. Doamna ne-a spus că, datorită faptului că echipa familiei Duțescu nu a folosit acest ștergar, la ce folosea acest ștergar? Asta este ultimul scutecaș cu care se înfășoară atât membrele exterioare cât și membrele inferioare al copilului. Deci, cu părere de rău, eu m-am grăbit spunând că familia Duțescu a recuperat din handicap. Cu a doua inimioară câștigată, deci a doua probă, cea practică câștigată de către familia Șerban, câștigătorii ediției de astăzi a concursului 2x2 și a acestui televizor oferit de firma Flanco, sponsorul nostru este familia Șerban. Un premiu de consolare pentru familia Duțescu. Spuneți-mi ce veți face cu acest filtru de cafea, mai aveți vreunul acasă? Nu mai avem, nu. Deci vă va fi util. Va fi util, da, mulțumim. Dumneavoastră, ce veți face cu televizorul? Mai aveți un televizor color acasă? Da, mai avem unul și cred că acela va intra în camera copilului ca să joace la calculator, pentru că nu avem timp să vedem nimic la televizor. Emile, eu mă gândeam că poate ți-l iei în bucătărie să privești la el în timp ce gătești. Mulțumesc, este o idee foarte bună, să știi. Aceasta a fost prima ediție a concursului 2x2. La revedere pe săptămâna viitoare! Felicitări câștigătorilor, felicitări și învinșilor pentru că au fost la fel de buni, puțin mai puțin buni decât câștigătorii. Dacă am aflat fiecare ce va face cu televizorul, cu filtrul de cafea, vă voi spune eu ce va face scenograful Alexandru Ionescu cu această masă. O va da la curățat pentru că are o pată discretă în zona, cred, a fetiței. Dar n-are importanță, la prima ediție a unei emisiuni totul este posibil și cu atât mai posibilă devine și rubrica noastră viitoare. Nu știm dacă va fi rubrică permanentă sau nu, dar o surpriză sigur va fi pentru dumneavoastră. N-am să vă spun prea multe, am să anunț la începutul ei sponsorul rubricii, cunoscuta agenție de turism paralela 45. Vă rog să rețineți acest nume și să-l folosiți cu încredere atunci când vreți să vedeți și alte lucruri decât propria dumneavoastră casă, stradă și propriul dumneavoastră cartier. Paralela 45, care va oferi în finalul rubricii următoare un premiu magnific
nu câștigătorilor, căci nu este vorba de un concurs, dar până să vă spun despre ce este vorba, dați-mi voie să-l invit, având o legătură directă cu ceea ce se va întâmpla aici în finalul emisiunii Cazuri și Necazuri în Dragoste, pe domnul primar al sectorului 6 al Capitalei, domnul Nicolae Vrăbiescu. Domnule primar, vă rog frumos, haideți țupa-țupa lângă mine, ce mai face sectorul 6? Sectorul 6 este în plină campanie gospodărească. Se mătură străzile, se astupă gropile. Cum vă împăcați cu domnul Halaicu? Destul de bine. Bine, la televizor toate sunt bune și frumoase. Domnule primar, vreau să vă întreb, câte căsătorii ați oficiat dumneavoastră până acum? Cred că am oficiat între 25 și 30, dar una din ele a eșuat? Mi-a rămas mai aproape, să zic, de... O să pariez că de suflet. Nu știu dacă de suflet, că de suflet toate mi-au fost drage, n-aș putea să fac această afirmație, dar era mai apropiată de una din pasiunile mele, fotbalul, adică? Și am avut plăcerea să-l căsătoresc pe Dan Petrescu. A, bun, Casa de Piatră lui Dan Petrescu. Haideți să vă spunem, dragi prieteni, astăzi în premieră națională, posibil și mondială, n-am mai văzut așa ceva pe ecranele altor televiziuni, deci în premieră națională absolută, o cununie oficiată în direct de domnul primar Vrăbiescu. Domnule primar, eu mă retrag, dumneavoastră știți ce aveți de făcut, vă rog să treceți la microfonul oficial. Succes! Gabriel, de bună voie și nesimțit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Melnic Marilena Ștefania? Da. Domnișoara Melnic Marilena Ștefania, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Chelariu Gabriel? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și fac cunoscut următoarele dispoziții din codul familiei. În România, statul ocrotește căsătoria și familia, el sprijină prin măsuri economice și sociale dezvoltarea și consolidarea familiei, statul apără interesele mamei și copilului și manifestă deosebită grijă pentru creșterea și educația tinerei generații. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți, în relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi și obligații egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijinul material și moral. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declarăm căsătoriți și vă rog să vă exprimați acordul și în scris. Și acum, stimați telespectatori și dragi oaspeți, asistați la un sărut oficial pe care soții...
în sală. În sală sunt prezenți, evident, rudele și prietenii tinerei familii, familia Chelaru, de astăzi înainte. Și vă anunțam de sponsorul acestui moment, Paralela 45, care le oferă tinerilor căsătoriți prin reprezentanta sa, atenție, o excursie de 9 zile în Grecia. Vă dorim o Grecie însorită, ca și căsnicia pe care ați început-o astăzi, să vi se umple casa de copii, să vă iubească toată lumea și să vă iubiți voi pe voi în primul rând. Dragi prieteni, un aveți dar și din partea gazdei noastre, din partea casei Bingo și Gabi. Iată, doamna Gabi Cnio oferă și dânsa un dar. Daruri multe, într-adevăr, este un moment deosebit. Ceasul pe care l-a realizat Mihai Stănescu, ceasul cu inscripția să fie într-un ceas bun, va sta în dormitorul vostru, deasupra patului. Atenție să nu mișcați prea tare peretele de deasupra patului. E, dragi prieteni, am să-l chem acum pe Cătălin Crișan lângă mine. Cătălin, repede, ne apropiem de finalul emisiunii. Suntem nevoiți să ieșim din emisie mai devreme, pentru că urmează, se pare, niște emisiuni foarte importante. Cătălin, îți dau ție ultimul cuvânt. Eu vă spun de pe acum pa pe săptămâna viitoare. Sper că nu v-am plictisit prea tare. Vezi, Cătălin, ce faci? Stimați telespectatori, unde dragoste nu e, nimic nu e. Iar Gheorghe Gheorghiu va cânta în această seară mai frumos ca niciodată această melodie, pentru că se află alături de Anca și și-a dat seama în sfârșit că titlul acestei melodii este foarte, foarte adevărat. Deci, Gheorghe Gheorghiu.